Isaia 28 este începutul unei noi secțiuni în cartea Isaia. Isaia ne-a trecut cu privirea, a trecut privirile noastre asupra istoriei și asupra pământului, asupra neamurilor și civilizațiilor și ne-a arătat felul în care Dumnezeu lucrează planul său de mântuire, planul său suveran în toate lucrurile, la fiecare nivel. Și în capitolul 28 se îndreaptă din nou cu ochiul țintă înapoi la poporul lui Dumnezeu. Și aici trebuie și noi ca să fim extrem de atenți, pentru că suntem și noi, prin adopție, parte din poporul lui Dumnezeu. Suntem copiii lui Dumnezeu și în mod direct Isaia, după ce îi poartă cu vedere asupra istoriei acestei plan de mântuire, și îi duce până la sfârșitul istoriei, aici din nou atrage din nou atenția și vorbește în mod direct poporul lui Dumnezeu. Și în acest capitol, Isaia ne prezintă trei provocări, trei întrebări majore și o încurajare, ca să ne verificăm, să vedem unde stăm noi în legătură cu acest plan și unde stau ei în relație cu acest plan. Prima provocare care ne-o lansează Isaia este în felul următor. Care este cununa noastră? Care este coroana noastră? Cuvântul cheie în versetul 1 până la 6, în prima porțiune a textului nostru, este cuvântul cunună, cuvântul coroană. Isaia scoate la suprafață ceea ce ne aduce nouă satisfacția supremă. Altfel spus, care este cununa noastră? Cu ce ne mândrim noi cel mai mult? Vai de cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim, de floarea veștejită care este strălucirea podoabei sale. Dați cum descrie Isaia cununa lor. Obiectul, lucru care pentru ei este cel mai de valoare, cel mai strălucit, cel mai important. Isaia se uită prin prisma profetică înspre nord, de data aceasta spre Efraim, spre capitala împărăției de nord, spre Samaria. Și ce vede el acolo? Vede același tablou care se vede că s-a repetat de-a lungul istoriei. Împărății, civilizații care se ridică și la un moment dat se prăbușesc. Pentru că devin pline de îngânfare, devin pline de certitudine în propriul lor succes și se depărtează de Dumnezeu, se îmbată în propriul lor succes și își pun în capul lor propria lor cunună, își clădesc propriile lor cetăți și se separă de Dumnezeu. Falimentul este inevitabil atunci când cununa este altceva decât Dumnezeu. Falimentul este inevitabil atunci când trăim în altă cetate decât în cetatea lui Dumnezeu. Și Isaia privește direct țintă la poporul lui Dumnezeu și întreabă care este cununa voastră. Și din perspectiva lui vede o cunună care piară, o cunună care se veștejește, o cunună omenească. Al credinciosul are o altă cunună, ne arată Isaia. Credinciosul îl are pe însăși Dumnezeu ca și cununa lui. Cununa noastră nu se ofilește, nu falimentează, nu-și pierde luciu. Uitați-vă în versetul 5 și 6. În ziua aceea, Domnul oștirilor va fi o cunună strălucitoare și o podoabă măreață pentru rămășița poporului. Sau un duh de dreptate pentru cel ce șade pe scaunul de judecată și o putere pentru cei ce dau pe vrășmaș înapoi până la porțile lui. Chiar în acea zi a disperării, când toate coroanele împăraților, când toate cununele omenești sunt tăvălite în praf și în noroi, când imperiile cad, când cetățile sunt clătinate, când speranțele noastre sunt spulberate, în acea zi, cununa noastră, cununa credinciosului, rămâne neveștejită. Cununa noastră este însăși Dumnezeu, care strălucește mai luminos ca și niciodată în acea zi. El însuși este cununa noastră. El însuși este valoarea noastră supremă. Știți ce spune Isaia?
aceste vremuri care le descrie El, acea zi în care totul se prăbușește, este un har pentru noi. Este un har orchestrat de Dumnezeu pentru noi. Să trăiești zilele incendiului de la București, să trăiești zilele atentatelor de la Paris, să trăiești zilele cum le-am trăit eu fiind copil în New York, pe insula New Yorkului, când s-au prăbușit gemenii, spune Isaia, și să vezi că lumea în jurul tău se prăbușește, că cetatea omului se prăbușește, este un har pentru tine. Când ești sus, pe vârf de munte, cum erau cei de la Efraim, când totul merge bine, vei fi tentat să iei și tu cununa pământului acesta, să te adăpostești și tu în cetatea omului, să te îmbeți și tu din vinul societății în care trăiești. Dar când totul se prăbușește în jurul tău, când voalul acestei iluzii numite siguranța umană cade la pământ, vei alerga spre Dumnezeu, pentru că numai acolo vei găsi scăpare. În ziua aceea, zice Isaia, Dumnezeu va fi cununa ta. Atunci înțelegem realitatea cu adevărat, atunci suntem în contact cu adevărul. În rest, visăm. Trăim o iluzie. Apostolul Pavel spune în Filipeni 1:29, căci vouă vi s-a dat harul nu doar să credeți în Hristos, ci să și suferiți pentru El. Există ceva ce se întâmplă în mijlocul tragediei, există ceva ce se întâmplă în mijlocul suferinței, care ne conectează la realitatea care este Dumnezeu, care nu există când ești pe vârf. Care nu există când totul merge bine. Asta zice Pavel, este un har pentru voi să suferiți pentru Hristos. Este un har pentru voi să vi se ia averile. Asta spune și Isaia. El este cununa noastră. Nu suntem mai împliniți decât atunci când El este satisfacția noastră deplină. Nu contează cât de dureros, nu contează cât de costisitor. Cununa pământului acesta trebuie aruncată la pământ. Dumnezeu trebuie să o dărâme de pe vârful capului nostru și să pună cununa Lui, însuși Dumnezeu, asupra capului nostru. De fiecare dată când lucrurile merg perfect, de fiecare dată când lucrurile merg bine, de fiecare dată când ne bucurăm de tot ceea ce oferă cetatea aceasta omenească, suntem tentați să luăm cununa cea omenească care stă în praf și noroi și să o punem pe capul nostru și să ne plimbăm pe străzile cetății și să zicem, uite ce bine arată această cunună strălucitoare pe capul meu. Ea însăși este murdară, ea însăși este de fapt o iluzie. A doua provocare care ne pune Isaia în acest pasaj este, care este cuvântul nostru? Isaia pune în fața noastră o imagine groaznică și o imagine dezgustătoare în versetul 8. Toate mesele sunt pline de vărsături murdare, de vomă, și nu mai este niciun loc curat. Și cum am zis, Isaia este extrem de vizual în această expunere. Despre cine vorbește Isaia în acest verset? Uitați, în versetul 7 este foarte clar. Dar și ei se clatină de vin și băuturile tari îi amețesc. Preoți și proroci sunt îmbătați de băuturi tari, sunt stăpâniți de vin, au amețit din pricina băuturilor tari, se clatină când prorocesc, se potignesc când judecă. Isaia vine și vorbește despre învățătorii și prorocii lui Israel și spune, sunt beți de înțelepciunea lor, sunt beți de succesul lor, sunt beți de iluzia asta în care trăiesc, de filosofia lor și din gura lor vomită numai spurcăciune. Versetul 9 și 10 ne arată cum ei își bat joc de cuvântul lui Dumnezeu și de Isaia. Ei zic, pe cine vrea el, vorbind de Isaia, să învețe înțelepciunea? Cui vrea să dea învățături? Și vorbind ironic spun, unor copii înțărcați de curând, luați de la țâță? De cine crede el că suntem noi să ne dea nouă învățătură? Niște copilași care nu știu cu ce să mănâncă teologia? Care nu știu cu ce să mănâncă Scriptura? Devine el să ne spună să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu? Noi știm textele astea. Noi am predicat predicile astea.
Vine el cu lucruri din astea simpliste. Căci dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Repetiția aceasta intenționată de ei ca să fie o bătaie de joc, un fel de a spune, Isaia vine și spune bla 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 bla. În limba ebraică așa și sună. Shavala, shavala, shavala. Așa ceva sună. Deci ei vor să zică, copilul ăsta vine și ne spune nouă, parcă noi am fi niște prunci. Ei sunt ofensați de conținutul mesajului Isaia și sunt ofensați de stilul său. Numai despre pocăință și credință și numai lucruri simpliste, spune Isaia. Până nu vă pocăiți, până nu vă încredeți doar în Domnul, până nu vă întoarceți la El, eu am să vă tot spun mesajul acesta. Și ei vin și își bat joc de el. Lasă-ne cu atâta pocăință. Lasă-ne cu atâta întoarcere la Dumnezeu. Astea sunt chestii elementare. Tradus în limbajul de zilele astea. Numai atât Evanghelia. Numai atât Evanghelia. Numai asta poți predica. Noi vrem și alte lucruri. Mai complexe, mai sofisticate. Sau ce crezi că suntem niște prunci mici? Din versetul 11 în 13 vedem că intervine din nou Dumnezeu și Dumnezeu ia cuvântul în apărarea lui Isaia. Ei bine, prin niște oameni cu buzele bâlbâitoare și cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia Domnul. Vine și le dă replica și zice, da, bla bla bla, las că vedeți voi. El îi zicea, iată, odihna, lăsați pe cel ostinit să se odihnească, iată locul de odihnă. Dar ei n-au vrut să asculte. Deci cum vine în apărarea lui Isaia, el vine cu un mesaj de odihnă, cu scăpare, cu mântuire, dar ei nu vor să asculte. Și pentru ei cuvântul Domnului va fi învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, porunci peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Ca mergând să cadă pe spate și să se zdrobească, să dea în las și să fie prinși. Ce spune Domnul? Refuzați cuvântul meu? Îl considerați simplist? Vă bateți joc de mesagerul meu? Și credeți că o să mă opresc din a vorbi? Nu, zice Domnul. Voi vorbi în continuare. Dar spre osânda voastră. Să cadă pe spate și să se zdrobească. Le vorbește acestui popor în limbi străine, fapte 2. Dar pentru ei, pentru majoritatea, în afară de rămășița care este mică, infirmă, este doar bla, 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 bla. Și-au bătut joc de cuvântul lui Dumnezeu. Și-au primit ceea ce au cerut. Exact același lucru se întâmplă și în ziua de astăzi. Doi oameni stau și ascultă vestirea Evangheliei în biserică. Unul aude cuvântul lui Dumnezeu și aude puterea lui Dumnezeu de a mântui și altul aude nimic. Bla, 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 bla. Unii auziți asta chiar acum? Lucruri simpliste, lucruri ușoare, sub nivelul meu, sub intelectul meu, neinteresante mie. Sunt lucruri importante în lumea asta, frate Mihai. Isisul la Paris. Lumea se prăbușește, coroana îmi pică la pământ și tu îmi vorbești despre abecedarul credinței? Care este cuvântul tău? Asta a spus, ce auzi? Tu, după ce tânjești tu să auzi cuvântul lui Dumnezeu sau voma umană care pretinde că este înțeleaptă? De-abia aștept să deschizi scripturile, să citești din ele? De-abia aștept ca să asculți cuvântul lui Dumnezeu predicat? Sau te tot uiți la ceas? Oare când gata și ăsta dat? Cât am zis că citesc un capitol, oare cât de repede pot să-l citesc?
Ce vrei să auzi? Dacă îți dau un ziar, dacă îți dau o carte, un roman, poți să stai să-l rumegi toată ziua. Dacă îți dau o telenovelă, te uiți la nesfârșit. Dacă îți dau cartea lui Isaia, bla, 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 bla. Dar nici nu te interesează să înțelegi ce înseamnă. Care este cuvântul tău? A cui cuvânt cauți să asculți? A treia provocare care o pune Isaia. Care este credința ta? Totul este bine și frumos cu cununa și cuvântul. Până când credința noastră trebuie verificată. Toți îl avem pe Dumnezeu pe buzele noastre ca și cununa noastră. Și toți îl avem pe Dumnezeu pe buzele noastre zicând că cuvântul lui este important pentru noi. Până când credința noastră trebuie încercată. Pentru Israel, testul credinței lor a fost invazia asiriană, pericolul invaziei asiriene. Țineți minte că am parcurs aceste aspecte din Isaia. N-avem timp, nu vreau să fiu obositor în seara aceasta. Ne-am uitat felul în care Dumnezeu a tratat această problemă cu ei și felul în care ei s-au uitat la această problemă. Credința lor a fost pusă la test, a fost încercată. Și Dumnezeu le-a zis, încredeți-vă în mine. Nu vă faceți griji de Asiria. Lăsați-i pe mâna mea, eu sunt Dumnezeul atotputernic, voi sunteți poporul meu, vă încredeți în mine și stați liniștiți. În același timp, Egiptul le spune, aliați-vă cu noi și vă protejăm noi de invazia asiriană. Vă puteți baza pe noi, vă protejăm noi. Știți ce face Israelul? Versul 15. Pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților. Când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. Face alianța cu Egiptul. Împotriva lui Dumnezeu. De-aia descrie Isaia ca și o alianță cu moartea. Pentru că a crede pe om peste Dumnezeu e alianță cu moartea. Și zice ce se întâmplă? În anul 722 sunt nimiciți de Asirie. Zdrobiți. Isaia le spune, nu ați făcut un legământ, o alianță cu Egiptul, ci cu moartea, pentru că ați crezut pe om și nu pe Dumnezeu. Ați picat testul credinței voastre. Pentru că ați părăsit cuvântul și cununa voastră pe Dumnezeu și v-ați pus credința, nădejdea în Egipt și în oameni, este ușor să spunem că cununa noastră este Dumnezeu și că cuvântul nostru este de la Dumnezeu, dar viața noastră practică ne trădează atunci când credința noastră este încercată. Când vine testul, când vine încercarea, în cine și în ce ne încredem, asta va arăta cine este cununa noastră și cine este cuvântul nostru. Când Dumnezeu spune, caută mai întâi împărăția mea și toate celelalte îți voi da pe deasupra, asta te trădează. Poți cânta laude lui Dumnezeu duminică seara, cât vrei tu. Testul este luni dimineață. Când mergi înapoi afară, acolo. Când Dumnezeu spune, nu te îngrijora de ziua de mâine, că port eu de grijă. Când Dumnezeu spune că să-ți pierzi viața pentru El este un câștig. Care dintre noi îl crede? Realmente, care dintre noi îl crede? Când Dumnezeu spune că este mai bine să suferim pentru El. Când vine testul, testul credinței noastre, care vine în fiecare zi, mai puțin sau mai mult, o problemă mică
sau un atentat de teroriști. El vine în fiecare zi. O ispită sau o povară. Rezultatul la testul credinței noastre va adeveri cine într-adevăr este cununa noastră, cine într-adevăr este cuvântul nostru. Uitați ce spune Isaia despre cei care se încred cu adevărat în Dumnezeu, în mântuirea lui Dumnezeu. Versul 16. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatra din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Iisus este piatra despre care se vorbește. El este piatra din capul unghiului, care este temelia bisericii, care este temelia noastră. Cine are pe Iisus la temelia sa, cel ce-l ia pe Iisus ca și sprijin, acela nu se va grăbi să fugă în ziua în care vine testul credinței. În ziua în care vine invazia, în ziua în care vine pericolul, în ziua în care vine încercarea, acela nu se va grăbi să fugă. Altfel spus, nu va abandona cununa lui, nu va abandona pe Dumnezeu pentru cununa lumii. Nu va abandona cuvântul lui Dumnezeu pentru cuvântul lumii și nu se va încrede în oameni, ci în Dumnezeu. Graba noastră, buimăcia noastră, viața noastră haotică nu este altceva decât drept dovadă că încă nu am înțeles nici noi mesajul simplu al lui Isaia. Stai liniștit și încrede-te în Dumnezeul tău. Un mesaj așa de simplu. Mântuirea este a lui Dumnezeu. Stai liniștit, sprijină-te pe piatra care este Iisus Hristos și încrede-te în Dumnezeu. Cel care îl are pe Iisus nu se grăbește să fugă. Pentru că nu are unde să fugă. Ucenicii zic, când toți ceilalți se părăsesc, unde să ne ducem? Unde am putea merge? Ce variantă există? Isaia concluzionează cu o imagine foarte frumoasă de încurajare, un tablou minunat de încurajare. Am putea să-l numim un fel de Romani 8 cu 28 al lumii antice a lui Isaia. Toate lucrurile lucrează, sau mai bine spus, sunt lucrate de Dumnezeu spre binele celor ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos. Uitați cum pictează Isaia acest tablou minunat. Plecați-vă, versetul 23. Plecați-vă urechea și ascultați glasul meu. Fiți cu luare aminte și ascultați cuvântul meu. Cel ce ară pentru semănătură, ară oare necontenit? Necontenit își brăzdează și își grăpează el pământul? Oare după ce a netezit fața pământului, nu aruncă el măzărică și seamănă chimeni? Nu pune el grâu în rânduri, orzul într-un loc deosebit și alacul pe margini? Dumnezeul lui l-a învățat să facă așa. El i-a dat această învățătură. Măzărichea nu se trăieră cu leasa și roata carului nu trece peste chimen și măzărichea se bate cu bățul și chimenul, cu nuiaua. Grâul se bate, dar nu se bate necontenit. Împingi peste el roata carului și caii, dar nu-l sfărâm. Și lucrul acesta vine de la Domnul oștirilor. Minunat este planul lui și mare este înțelepciunea lui. Ați înțeles acest tablou minunat? Uitați ce spune Isaia. Uitați-vă la cel ce lucrează pământul. La țăranul care lucrează pământul. Nu știe el când și cum să are, când să spargă, să sfărâme pământul, când se semene și când trebuie să vină secerișul? Ba da, știe. Și cum știe el, zice Isaia? Pentru că l-a învățat Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat o rânduială în lumea aceasta, anotimpuri, ploaie și așa mai departe. Și l-a învățat pe om cum ca să își ia hrana, roada necesară din pământ. Atunci, zice Isaia, de ce credeți voi că Dumnezeu nu știe cum să lucreze pământul
Și tu și cu mine, noi, copiii lui, suntem ogorul lui, suntem pământul lui, în așa fel încât să dea rezultatul dorit de el. Asta spune Isaia. El știe când să sepe, când să are, când să taie în carne vie și să despice pământul, să-l pregătească pentru sămânță. El știe când să dea încercare, el știe când să dea necaz, el știe când să dea tragedie. El știe când să pună sămânța cuvântului său, el știe când să ude și să dea repaus și să dea odihnă. Și când să aducă secerișul. Ați înțeles? Nimic din viața ta nu este fără noimă, nu este fără rost, ci este o recoltă planificată de Dumnezeu, lucrată în viața ta prin cuvântul său, prin puterea Duhului Sfânt și prin fiecare suferință și încercare și tragedie care vine în viața ta. Dumnezeu, care este cel care cultivă pământul, care este viața ta, sufletul tău, o face cu un rost, cu un sens și cu un plan. El și-a pus în gând să scoată din tine un rod. Și el știe, la fel cum știe țăranul ca să lucreze pământul, el știe cel mai bine, Dumnezeu care te-a creat pe tine, ogorul său, cum să te muncească, să te lucreze, să te modeleze pe tine, ca să dai rodul care se cuvine. Ca să aduci la vremea potrivită roada dorită de Dumnezeul tău. Ca el să fie într-adevăr cununa ta, ca el să fie cuvântul tău și ca el să fie credința ta nemuritoare. Și tu și cu mine, noi să fim lucrarea lui, lucrarea mâinilor sale spre lauda slavei sale. Așa că zice Isaia, stai liniștit și încrede-te în Dumnezeul mântuirii tale. Chiar în ziua nenorocirii, ba mai mult în ziua nenorocirii. Pentru că Pavel zice că noi avem harul să ne bucurăm de faptul că suferim pentru Hristos. Iacov spune să nu ne mirăm de suferințe, pentru că ele lucrează în noi scopul lui Dumnezeu. Când înțelegem acest lucru, când auzim acest cuvânt, când îl credem, când Duhul Sfânt lucrează ogorul vieții noastre și testul vine, nu luăm cununa din mocirla lumii și o lăsăm acolo, o călcăm în picioare, pentru că suntem satisfăcuți cu cununa și cuvântul lui Dumnezeu din viața noastră. Să lucreze Dumnezeu în așa fel încât, într-adevăr, credința noastră să fie adevărată, cununa noastră să fie El și cuvântul Lui să fie în inima noastră întotdeauna. Amin. Amin.